viață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește morală. La dimineața, oameni buni, bine ați venit la cafeaua de dimineață. Astăzi, o emisiune un pic mai altfel, adică o să facem o emisiune cu dumneavoastră, în primul rând, pentru că sunt lucruri care se întâmplă și e bine să le marcăm cât de cât. În primul rând să vă spun că a apărut Mesagerul de Neamț numărul 518, o sumă de materiale extrem de interesante, Județul Neamț și necazurile cu Curtea de Conturi, prima parte, Afacerea troleibuzul via Drupoie S.A., Laurențiu Dulamă sau despre daune morale, niciun demers pentru recuperarea fraudei de la fotbal clubul Ceahlău. CAS Neamț, 7 milioane fraudate și un funcționar greu de înlocuit. Și Smart City, Piatra Neamț, într-un mar de mobilitate urbană. Bineînțeles, bârfele, Mesagerul de Neamț confirmat de parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț și multe alte subiecte în ziarul tipărit. Acum, ne aflăm în data de 9 decembrie, anul de grație 2021, și haideți să încercăm în 3 minute să facem un scurt periplu așa în istorie, să legăm 3 evenimente între ele. Acum 40 de ani era asasinat de un fan, cel mai iubit dintre Beatles, se spune, John Lennon. El a fost împușcat cu 4 glanțe, se pare că puțin explozive, și a murit foarte repede. John Lennon a influențat nu numai istoria muzicii, ci a influențat extrem de mult întreaga viață socială a epocii și în muzică încă ei mai influențează. De ce am vorbit despre un asasinat astăzi? Pentru că ieri, dacă n-am făcut emisiune, ar fi trebuit să marcăm un alt eveniment, de data aceasta din istoria României. Un eveniment care spune așa: 8 decembrie 1920 a avut loc primul atentat cu bombă din România. Dacă ne luăm după numele atentatorilor, Max Goldstein, Leon Lichtblau și Saul Osiasis, probabil am fi spus că atentatul a avut loc în altă țară. Nu, a avut loc în România și a fost o bombă pusă la Senat. Da, sub scaunul președintelui Senatului din acea vreme, care era un cunoscut general, generalul Constantin Coandă, a fost pus un obuz modificat care trebuia să explodeze. Ținta, după cât se pare, era poetul Octavian Goga, asta ca să vă dați seama cine făcea parte din Senatul României la acea vreme. Uitați-vă și acum cine îl conduce, cine îl populează. Așa, și bomba a explodat, au murit câteva persoane, ministrul de justiție, Dimitrie Greceanu, episcopul greco-catolic Demetriu Radu și un parlamentar, Spirea Gheorghe, și decedat la spital. Au fost mai mulți răniți, printre care generalul Coandă, episcopul ortodox Nifon și episcopul roman Ciorogariu, care erau și ei în Senat. Deci, atentat cu bombă la Senat. Oare ce ar fi acum dacă s-ar întâmpla un asemenea lucru? Iată cum arăta atentatorul. Da? Poți să pui pe el ca să nu fim doi atentatori. Deci Max Goldstein, care a fugit din țară și după un an s-a întors. A fost prins la granița cu Bulgaria, avea 15 kg de explozivi deasupra lui și mi se pare că a tras și asupra unui grănicer. A fost condamnat pe viață. Cum arăta presa din vremea aceea?
procesul comuniștilor, de poziția lui Miles Goldstein, de ce a comis atentatul. Atentatorul de la Senat era nebun, nu era nebun, era comunist convins și ancheta a arătat că el avea o legătură cu niște celule de prin zona Odesei. Dacă vă mai aduceți aminte, la Odessa s-au întâmplat și alte lucruri și românii după episodul ăla au fost acuzați de antisemitism și Holocaust după aceea. Bun, acesta este periplul din trecut. Acum, să știți că asupra românilor în perioada asta este un atentat continuu. Atentat la sănătatea lor, atentat la liniștea lor, atentat la stabilitatea lor financiară și nu numai. Toate aceste lucruri creează un stres continuu asupra unei populații care și așa are destule de suferit. Ieri a nins, este un adevăr, nu foarte, foarte important, că ieri a nins, da? Ieri a nins și, cum să vă spun, dacă a nins, lumea a așteptat să vadă dacă autoritățile sunt cât de cât pregătite pentru toată această tevatură cu ninsoarea. Întâmplarea face, cu, nu știu, o zi, două înainte, cu câte zile să înșoptească cineva, domnul primar Carabelea a ieșit într-o conferință de presă și ne-a spus cam așa. Suntem pregătiți, nu l-a întrebat nimeni, a spus-o el din proprie inițiativă, suntem pregătiți pentru iarnă. Anul acesta avem, a spus domnia sa, câteva noutăți. Deci, sunt câteva noutăți, a spus domnia sa. Noi, normal că l-am crezut, am încercat să aflăm și care sunt noutățile astea și am sintetizat. Publiservul se va ocupa, avem același număr de utilaje, consumăm mai puțin nisip ca să avem la primăvară un oraș poluat, mai puțin poluat. E important asta. Cum circulăm iarna este o altă poveste. Și după ce ne-am uitat pe documente, ne va costa mai mult de zăpezirea. E ok? E ok. Până la urmă au crescut prețurile. Dar ce s-a întâmplat ieri? O să încercăm, nu te agita, Bogdan, că spun eu când. Scuzați-ne că noi colaborăm aici și încercăm să discutăm pe niște, să încercăm să legăm niște lucruri ca să se poată vedea în paralel, da, aceste lucruri. Dacă vom reuși. Da. Deci, după ce a început să ningă, am trimis pe stradă o echipă care a făcut un filmuleț. Filmulețul respectiv se pare că nu a fost foarte bine primit la autoritatea locală, pentru că el arăta că nu s-a făcut curățenie pe străzi de zăpezire exact înainte de perioada de trafic intens, când lumea merge la serviciu, la școală, etc. Așa că a apărut după aceea, te rog frumos să dai acum 19 ore, o postare a domnului primar Carabelea, mă rog, făcută probabil de echipa domniei sale de comunicatori. Și ne spune așa, echipele Publiserv se află în teren cu toate utilajele din dotare încă de noaptea trecută de la prima nimsoare. În condițiile aglomerației din trafic și ninsori abundente care a căzut neîncetat, străjile orașului arată bine. Și acum o să te rog, Bogdan, să dai pe ecranul meu un pic, noi dăm un pic mai în față ca să vadă cam cum arătau străzile orașului. Puteți face o comparație între ce poze a pus domnul primar și
cum arătau străzile, cu amendamentul că străzile orașului, când spunem străzile orașului, înseamnă bulevardele principale și celelalte străzi. Problema este că la ora de trafic cea mai importantă, cei de la PubliServe nu făcuseră față. L-am întrebat pe domnul Savin, domnul manager. Dom'le, cum e? Păi știți, a fost și domnul primar în inspecție și ne-a sunat și noi acționăm, dar acum nu putem, că e traficul foarte aglomerat și nu putem bloca traficul. Haideți să vedem cum au reacționat cetățenii la ce a spus, ce a scris domnul primar. Nu vrem să spunem noi, să spună cetățenii. Roxana Grozavu. Institutul de Meteorologie, în baza unei solicitări, vă poate trimite avertizări cu 24 de ore înainte, în funcție de cantitatea de precipitații, zăpadă. Solicitat ca avertizment, 24 de ore înainte, înseamnă timp destul pentru o bună organizare. Azi dimineața a fost coșmar, iar în privința ninsorii de la ora 9, a mai căzut doar un strat de 5 cm, spune doamna Roxana. Mai departe, domnul Dorin Năstase. Pe rețele sociale apare exact ce e în teren. Eu am văzut azi frezele dimineața cu lamele sus. Se plimbau, făceau economie la motorină. Fiind în mers, nu am putut imortaliza scena. Vă place, înveți, dar învățați și voi, în loc de laudă pe Facebook, mai bine în teren, la treabă. Un alt cetățean, Bogdan Chirilă. Le luăm la ore în ordine, nu? O minciună jenantă. La ora 7.30 străzile erau pline de zăpadă peste tot, atât cele din cartier Dărmănești, cât cele din centru sau Ștefan cel Mare, niciun utilaj. Data viitoare facem fotografii și cerem demisii pentru astfel de dezinformări cu scop electoral. Rușine celor care dezinformează astfel. Robert Constantini răspunde lui Bogdan Chirilă. Și la ora 10 tot pline de zăpadă erau. Elena Conta îi răspunde lui Bogdan Chirilă, în precis era foarte bine la ora 7.30. Nu știm dacă lucrează la primărie. Cornelia Carp. Dar cartierele nu fac parte tot din orașul Piatra Neamț? Nimic de zăpezire, iar trotuarele? Scoateți-vă, iubiții, de asistați, că și așa primesc bani mai mulți ca un amărât de pensionar care a muncit. Mergeți pe teren, nu din birou, se face treabă, domnule primar. O fotografie, păcat că nu pot să vă arăt mai mare. Asta înseamnă dezăpezire? Niciun utilaj nu a trecut pe aici. Noi nu plătim taxe, cei care nu stăm pe străzile principale. Mihai Marc, sunt foarte multe. În zona pieței Dărmănești, azi dimineața am văzut lucrători cu găleata împrăștind sare pe trotuar. Mulțumim, domnule primar, respect. Ioan Mihaela. Da, ora 9, orașul era inimaginabil pentru circulat de pe variantă până la galerie, nici urmă de plug sau sărăriță. La Vălene am derapat din cauza zăpezii, de era să dau și peste un pieton. Ar trebui ca cei de la Publicis să-și facă treaba cu utilajele. Nu numai la kilometru zero. Cristi Munteanu. Carabela gospodar, poate la el în curte, în Piatra Neamț e de nevoie de primar, nu de orator. Ca orator ia premiul Oscar, dar la fapte usurel și cu frasul. Nu înțeleg de ce vă agitați așa. Lăsați mașinile, luați-vă patine să-i arătăm primarului că ne descurcăm și fără el. În Dărmănești, spune Raluca Elena, strada Boboteni nu face parte din oraș? Mulțumesc! Nu le mai țineți partea celor de la Publicis, spune Valentin Boroș. Stațiile meteo au o precizie extraordinară. La 6 AM, probabil, anunță că ninge, chiar dacă la 6 AM anunță că ninge, chiar ninge. Primul test de zăpadă PubliServe absent. Cereți schimbări în conducere. Doamne ferește, cum să cerem schimbări în conducere? Deci, nu se poate așa ceva, doar dacă cerem la partid. Diana Edarie. Cred că ar fi bine ca dezăpezirea să înceapă la 5 și să fie și pe străzile dintre blocuri. A fi cel mai util, pentru că suntem mulți care încep serviciul înainte ora 7. Doamna Diana a pus punctul pe i. De ce drăguții de la PubliServe încep dezăpezirea? Domnul primar ne-a spus că au fost noaptea de la prima oră. Ce au dezăpezit noaptea de la prima oră? Ce au dezăpezit? Dacă străzile erau pline de zăpadă, au dezăpezit drumul până la primărie? Țineți minte pe vremea lui Pinalti, când s-a anunțat că vine de la București, mergea aparatul ăla de
aspiratorul ăla stradal ca să curețe iarba, să curețe frunzele căzute de la stadion până pe strada Uranus și până la primărie? Acum ce au curățat? Da, Lazar Liviu, ar trebui să ieși în teren, domnule primar, să vezi cu ochii tăi. A ieșit, a spus domnul Savin. Mimi Brașoveanu, acum este amenză, dar la prima oră ce era? Autobuzele au întârziat și 45 de minute. Vedeți? Vocea cetățeanului pe rețele de socializare. Cum spunea domnul primar, că pe rețele de socializare e ușor să spui altceva. Într-adevăr, facem o pauză, că mi-e greu să citesc atâtea mesaje pozitive. Orice om cu capul pe umeri știe că primarul Carabelea și echipa lui au moștenit o situație catastrofală la Piatra Neamț. Greșeala domniilor lor este că au ascuns rahatul sub preș când au ajuns acolo și s-au temut să spună, da domne, astea sunt problemele, aici este furt, aici s-a întâmplat asta. Să spună, avem funcționari care au luat șpagă, avem funcționari care au intermediat afaceri necurate. În loc de asta, ce aflăm? Un funcționar care a luat șpagă este protejat acum de unul din conducerea primăriei, că e băiat bun. Funcționarii despre care se știe că au afaceri, n-au nicio treabă cu primăria, că intermediază afaceri, sunt bine mersi pe funcții. Motivația, ce să facem? Nu-i putem da afară. Nu putem, avem nevoie de specialiști. Păi specialiști în furt sunt, domnule primar. Specialiști în măsluit acte administrative sunt. Deci, revenind, greșeala este că n-au spus care este situația. Au căutat să o machieze. Au sulemenit-o în așa fel încât să poată ei să vină să spună, știți, peste vreun an așa, doi, știți, noi am adus normalitatea în administrația publică locală. Aud? Normalitatea? Păi asta era replica domnului Chitic. Asta era replica domnului Chitic. Nu era replica actualei conduceri. Nu e târziu nici acum să vină și să spună cinstit lucrurilor pe nume. Bă, băieți, uitați care-i treaba. Am găsit atâtea proiecte făcute pe colțul mesei după ce ani de zile cei de la proiecte s-au rugat de Chitic să facă proiecte, au venit îngrămădiți și de la celebra instituție tutelară, nu de la județ, de data asta de la proiecte. Uite, vă dăm noi un model să faceți. Hai, faceți repede, că vi le băgăm acolo. Și am ajuns în situația catastrofală să spunem că facem niște proiecte care nu știm nici în moment, despre care nu știm nici în momentul ăsta, care sunt șansele de a ajunge la un punct final. De la 5% am ajuns la 40% cofinanțare medie. Va crește, vă spun eu, și nu numai eu. Nu știm dacă avem finanțare pentru lucrările care au apărut, gen conducta de apă, de canalizare, care trebuie înlocuită și care valorează cam cât toate proiectele astea, probabil la un loc. Astea sunt problemele. Și mai este o problemă. Au ajuns în primărie și au crezut că lucrurile se fac, cum să vă spun eu, dacă mai țineți minte cum era filmul ăla, parcă, nu știu, american cred că era, cu ce vrăje a mai făcut nevastă mea. Știți, strâmbă din nas primarul sau viceprimarul, un pic acolo ca Samantha și pac apare locul de joacă pe coza. Cum? Păi cum? Normal că dacă vrem noi, apare. Fără autorizație, fără nimica. După aia l-au mutat în ștrand. Tot fără autorizație. Exact ce criticau în campanie, s-au apucat să facă. La Salubritas.
Păi hai să mărim un pic cantitatea de gunoi depusă. De ce? Că am strâns-o noi de pe dealuri. Și o mărim acolo și o punem ca să o plătim. Păi băieți. E o problemă. Haideți să citim mai departe. Ramona Elena Pitariu. Nici la noi nu au trecut mașină de zăpezire. Tot cartierul e așa și arată, cred că, în zona Văleni. Bine, acolo ce aștepta să vină cartierul de acolo? Da. Laurențiu. Scrie Laurențiu, probabil. Au ieșit, oamenii au ieșit, l-au făcut poze, pardon, l-a dezăpezit. Atâta răutate n-am putut să văd. Curățați trotuarele, scările și alee, nu se poate circula, ne rupem picioarele. Dan Botomei, luați măsuri cu cei care stau la case, își fac curat și dau zăpadă în mijlocul drumului pe carosabil. Băi, să fie! Și cam unde ar trebui să o pună? Avem vreun, în străzile astea înguste, pe care s-au făcut niște trotuare fără șanțuri, ca să dăm de lucru la niște băieți deștepți, în care când deschizi poarta, intri direct în stradă, nu mai ai șans, nu mai ai nimic. De unde dai zăpada din fața porții și a intrării? Unde o dai? O iei, o duci tu cu mașina? Unde? Bun. Aurora Cristina Catană, pe strada principală. S-a intervenit după nou. Cele din cartiere, nimic. Ghețuș. Da. Ionuț Lupu, cam târziu ați reacționat. De dimineață până pe la 12 s-a circulat pe zăpadă și pe alocuri pe zăpadă înghețată. Noroc că s-a oprit ninsoarea, s-a mai topit în urma traficului. Ceva, ceva. Data viitoare îți dați deșteptarea mai devreme, ca să aibă timp și de cafele până începe forfota. Andrei Vasile Filimon, au început târziu. Pe străzile dintre blocuri nu se dezăpezește. Unde au fost până acum, domnule primari? Nici noi șoferii nu i-am văzut. Apropo de cei de la Publiserv. Constantin Dăscălescu. Asta este treaba lor, nu este ceva extraordinar de important să o facă și bine. Frumos. Păi ziua de muncă nu începe la ora 11, domnule primar, poate pentru ăștia de la Publiserv. Străzile au fost un coșmar până la ora 11, iar cele secundare sunt și acum praf. Și sunt și trei răspunsuri acolo. Ai uitat să bași cuvântul felicitări? Răspunde domnul, știu, data viitoare. Magdalena Orsache, vom vedea, faptele vorbesc. De-abia acum a început iarna. Vom urmări în continuare și vom aprecia. Corect, Dorel Păstrăvanu. Acum arată bine, poate. Dimineața la 8-9 era jale. Vorbim de artere principale. Nu am văzut utilaj de zăpezire. Așa era dimineață, pune o doamnă și confirmă ce am dat noi filmulețul. Da, străzile sunt pline cu zăpadă, constată Lucian Damian. Și cu parcarea de lămâriței mai rezolvați ceva cândva, poza e din noiembrie, spune Ionela Ioni. Târziu de tot au ieșit Ion Stafie. Știți de ce facem asta? Pentru că dacă tot a devenit Facebook-ul canal principal de comunicare, de ce să nu folosim din când în când să spunem vocea cetățeanului aici? Da, Iulian Dosoftei, cam târziu. Manoliu, nu știu cum, niciodată nu a fost așa rău, nu-i Manoliu ăla. Efectiv nu vă pasă, traficul de coșmar. Cine răspunde de stresul și orele de întârziere, de unde avem fiecare treabă? Unde mai pui riscul foarte crescut de accidente? Și aici ne oprim un pic, pentru că se apasă pe un lucru extrem de important. Cine răspunde de stresul și orele de întârziere, de unde avea fiecare treabă? Răspunde domnul Savin? Răspunde onor primăria sau consiliul local? Cine răspunde de stres? De acolo am pornit. Cine răspunde? Am pus un director la Publiserv, scuzați-mă, habarnist în problemele astea. L-am pus pentru că așa a vrut primarul și a insistat. Când i s-a spus, domnule, nu știe, nu contează, trebuie să fie. E normal lucrul acesta? A, că au făcut și alții înainte așa. Păi, nu trebuia să schimbăm noi din temelii administrația locală? Nu trebuia să facem noi altfel lucrurile? Nu trebuia să venim cu un suflu nou tineresc? Nu imberb, tineresc. Ca să fie, nu fie, avem vorbe la proces. Tineresc. Deschis spre soluții noi. Noi am venit cu următoarele soluții.
Stimați concetățeni, vă anunț lucruri importante în privința dezăpezirii. Vom lucra cu aceleași utilaje, cu aceeași firmă. Am ales o soluție mai bună. Vom pune mai puțin nisip. Urmarea, vom avea mai puțină poluare la primăvară. Da, perfect de acord cu dumneavoastră. Dar vom plăti mai mult. Și dacă se întâmplă cum s-a întâmplat la prima ninsoare, nu domnul Savin decontează, ci echipa. Eu știu că zăpada este albă și nu vreau să fac comparații acum alb-negru la Piatra Neamț. Da, zăpada, după ce cade pe străzi, trebuie curățată. Și pe trotuare, că ați licitat și trotuarele. Da, mergem mai departe. Marius Cătălin, Nea Carabelea. Intră pe profilul meu la ora 8 dimineața, distanța parcursă Aleea Urmilor, strada Fundătura Rovine, precista nimic. Giona Irinei, nu vă mai panicați atât. Vreți uscat, asfalt uscat? Lasă fie zăpadă pe drumul, nu moare nimeni. Sensibil mai sunteți. Căscați ochii, iarna se circulă ca iarna. Bravo, domnul John. John este un nume predestinat în județul Neamț, dar mie îmi place postarea domniei sale și spune Adrian Samson către domnul John. Dacă e vară, vor la umbră sub castan, dacă e iarnă, vor asfalt curaj, tot așa, ca să vezi. Păi nu, ce să stai sub castan la umbră? Mai bine îi ciopârțești. După care, după ce îi ciopârțiți și unii sănătoși, îmi scoți mie. Ne scoți ochii că ai adus castani noi, care vor trăi 150 de ani. Deci, mă rog. Mai departe, la ora 5 dimineața ieșirea din oraș nu era dezăpezită. Dar de ce să fie la 5 dimineața dezăpezită? Cine se trezește la 5 dimineața, domnul Lazar Ovidiu? Prin Dărmănești nu prea, aici suntem mai fraieri. Marius Munteanu, bravo, dar trimite și printre blocuri și parcări Dărmănești utilajele alea mai mici. Da, același domn, s-au inventat soluții speciale pentru dezăpezire, nu pietriși cu nisip. Aici trebuie investite nu în stații inteligente de autobuze. Simona, așa era dimineață și ne arată o poză cu strada plină cu zăpadă și trotuarul înghețat. Pozele domnului primar sunt făcute la ora 12, la ora 9 era jale pe străzi. Mă rog, și mai sunt încă. Marius Cătălin, nu mai mințiți oamenii că nu faceți nimic. Strada Păstrăvului, 1 decembrie, la școli normale, nu face parte din oraș. Pe strada Ion Sergentu nu poate nici măcar mașina de la salubritate să urce să ia gunoiul. Stăm cu containerele în poartă. Și multe alte asemenea imagini. Doamna Simona Tina pune multe imagini cu străzi înzăpezite. Și finalul este apoteotic, Radu Costel, la acea plostare, o mai citim o dată a domnului primar, în condițiile aglomerației din trafic și nisori abundente care a căzut neîncetat, străzile orașului arată bine, chiar dacă pe rețelele de socializare e ușor să apară și alte informații. Măi să fie, toți ăștia care au scris acolo sunt beți? V-am spus cum termină domnul? Bla, bla, bla. Așa se termină. Ultimul comentariu ăsta este. Eu știu așa, dacă unul îți spune că ești beat, dacă îți spun doi, te uiți în oglindă. Dacă îți spun trei, te duci și te culci. Sau te duci și îți analizezi activitatea și mâine ieși într-o conferință de presă și spui: ne cerem scuze după prima ninsorică care a căzut în Neamț. Acum am luat măsuri, le-am luat din salar domnului Savin 50% pe prima lună, i-am luat mașina de serviciu și bonusurile și pe cale de consecință îl așteptăm la a doua ninsoare. Dacă nu, îl ducem la poliția locală să patruleze pe străzi, dacă vrea să mai lucreze la primărie. Ne oprim aici, oameni buni. Asta a fost emisiunea, fix jumătate de oră, cred că ajunge. Nu vrem să mai bla 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 astăzi,
pentru că bla 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 a fost ieri după prima nimsoare în legătură cu comunicarea de la primărie. Ne oprim aici, vă dorim cele bune și frumoase astăzi!